Jucătorii lui Daniel Oprița se pregătesc pentru meciul din etapa a noua a Ligii a doua, împotriva celor de la Dunărea Călăraș, care va avea loc sâmbătă de la ora 11:30 pe stadionul Steaua. Adrian Ilie și Wallace da Silva sunt singurii jucători de câmp ai roșialbaștrilor care au evoluat în toate minutele acestui sezon de până acum. Mă bucur că Daniel m-a băgat să joc, mă bucur că îmi dă minute și sper ca eu să fac fața cu brio. Sperăm să continui tot așa, avem acum un meci acasă, trebuie să câștigăm neapărat, să fim acolo sus în primele șase și după aceea vom vedea ce mă face în play-off. Sunt bine, chiar mă simt foarte bine, sunt sănătos, care asta e cel mai important. Când am venit, veneam după o accidentare mai lungă și acum cred că sunt într-o formă bună, pot mai mult și sper să evoluțiile mele să fie din cei ce mai bune, să pot să ajut echipa. Ultimele două echipe la care a evoluat Wallace înainte de a veni la Steaua sunt Dunărea Călăraș și Petrolul Ploiești, formații pe care le va întâlni în următoarele trei etape. Dacă ai pretenție să intri în play-off sau să te bați acolo la primele două locuri, n-ai voie să pierzi punctele acasă. Din păcate, meciul trecut de acasă n-am reușit să câștigăm, era foarte important cele două puncte care le-am pierdut, dar acum avem două meciuri acasă și trebuie să luăm cele șase puncte ca să ne mențim acolo pe loc de play-off. Așteptați cât mai multă lume la meciuri acasă, Wallace? E foarte important și pentru noi să vină în număr cât mai mare. Sper că sâmbătă poate să vină într-un număr mai mare și să ne susțină cum ne susțin și în deplasare. Din păcate nu se știe dacă vor mai veni. Sper să nu se închidă stadionele și să putem evolua cu public. Pentru Adrian Ilie, fundașul de 21 de ani cu evoluție apreciată în tricoul Stelei, o convocare la Naționala de Tineret a României ar fi un vis împlinit. Sper să continui cu meciul cât mai bune și sper să vină și convocarea dată. Ce ar însemna o participare la un campionat european aici pe acest stadion? Ar însemna enorm, îți dai seama, ar fi prima mea convocare la o echipă națională. Sper să forțez cu jocurile mele bune. Adelie este un jucător foarte bun, având în vedere că e și primul sezon al lui în Liga a doua. Prin evoluțiile lui, cred că dacă ține tot așa constant și cu evoluție din cei ce mai bune, sunt sigur că o să-l cheame, că este un jucător de viitor și eu cred că poate să ajungă la național. Brazilianul Stelei se află de 13 ani în România și speră să devină și român cu acte în regulă. Din păcate, sunt niște criterii care trebuie să îndeplinești. De 11 ani eu sunt căsătorit, în mod normal după 5 ani ar trebui să iau cetățenie, dar prin criteriile astea care nu ai voie să părăsești țara în timp de 5 ani, pentru mine e foarte greu să reușești și atunci. Asta e, îmi pare rău, că eu mă simt român, recunosc că eu m-am stabilit aici în România de atâția ani aici și eu aș vrea să fiu și în acte român. Vă așteptăm sâmbătă în templu, Forța Steaua!